Bun găsit! Copiii vor putea desfășura activități lucrative remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și modeling. Este nevoie de o convenție între organizator și părinți, respectiv reprezentant legal al copilului sau direct cu copilul, dacă a împlinit 14 ani, existând și acordul prealabil al părintelui. O hotărâre aprobată de guvern arată activitățile remunerate pot fi prestate de copii la manifestări cu caracter cultural, educativ sau artistic, în fața publicului, dar și în producții media. Există și condiții: să nu fie munci periculoase pentru copii, să se desfășoare între anumite intervale orare ale zilei, în funcție de vârsta copilului. De asemenea, durata activității prestate de copil să nu depășească un anumit număr de ore săptămânal și zilnic, în funcție de vârstă, evident să existe pauze. Pe durata prestării activităților, copilul trebuie să fie însoțit de un adult reprezentant. Potrivit actului normativ adoptat de guvern, prestarea de către copii a activităților menționate este condiționată de informarea prealabilă a Serviciului Public de Asistență Socială prin depunerea unei note de informare înainte de începerea efectivă a activității. Sumele obținute de copil ca urmare a activității prestate vor fi administrate conform dispozițiilor Codului Civil. În caz contrar, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului se autosesizează și solicită părinților sau reprezentantului legal să prezinte un raport cu privire la modul în care au administrat veniturile copilului obținute din activitățile prestate. Sunt prevăzute și sancțiuni, cuprinse între 1.000 și 8.000 de lei, în cazul în care părinții sau organizatorii nu respectă condițiile impuse.